Președintele României Klaus Iohannis și premierul Dacian Cioloș au luat parte astăzi la festivitățile de deschidere a noului an școlar. Președintele Klaus Iohannis a fost prezent la Colegiul Național Mihai Eminescu din capitală, iar premierul Dacian Cioloș a ales o școală din provincie, Liceul Teoretic Carol I din Fetești. Klaus Iohannis a luat parte astăzi la ceremonia de deschidere a noului an școlar de la Colegiul Național Mihai Eminescu din capitală. În discursul său, președintele le-a spus elevilor că educația este calea spre succes și trebuie să fie calea spre succes în România noastră, nu corupția, nepotismul sau câștigul facil. Vă mai îndemn la un lucru, să fiți corecți, nu pentru profesori, nu pentru părinți, ci pentru voi înșivă. Azi pare probabil mai ușor să copiezi un referat de pe internet decât să citești, să te documentezi, să te gândești și să-l faci singur. Dar efortul pe care îl faceți acum mi se va întoarce în egală măsură în viitor. Premierul Dacian Cioloș a fost prezent la festivitatea de deschidere a anului școlar la o școală din provincie, Liceul Teoretic Carol I din Fetești. Cioloș a precizat că actuala generație de elevi va fi cea care va definitiva procesul de schimbare a României. Dragi elevi, liceeni și dragi tineri, am încredere în voi și vă invit și pe voi să aveți încredere în voi înșivă, în calea pe care o vedeți înaintea voastră. Vă îndemn deci să aveți încredere în voi, în calea voastră, să vă țineți de ea, să nu căutați neapărat doar note bune, să căutați să asimilați și să înțelegeți ceea ce învățați, să nu căutați titluri goale de conținut, așa cum fac unii, pentru că sunt obținute fără ca ceva în voi să progreseze.